Bună dimineața, prieteni! Ora 3 jumate dimineața. Plecăm în, poate, ultima partidă de pescuit dinainte de prohibiție. Suntem în data de 13 aprilie, pe porțiunea de, cu frontiera de stat cu Bulgaria. Prohibiția se instaurează un pic mai târziu, așa că profităm de ultimele zile. E posibil să mergem și mâine, acum am plecat dis de dimineață, mâine e posibil să mergem cu toată familia, mai mult pe relaxare. Dar acum mergem să pescuim. Până undeva la ora 12 aș vrea să plec și să vedem ce locuri găsim. Ne vedem pe drum. Băieți, am luat cafeaua aferentă acestei dimineți. Mai devreme, de fapt, când am oprit aici, începuse ploaia. Așa, noroc tot să ai. Între timp s-a făcut 4 fără 7 minute și plecăm de la benzinărie, unde a fost ultima oprire înainte de Dunăre. Gata, îi dăm drumul, mai ne oprim până la Dunăre. Deci pe aici, dacă lumea pe Jilava, în partea asta, a dat-o acum o răpăială, sunt lacuri deja, sunt. 12 km mai avem. A tot plouat pe drum, ba a plouat, ba s-a oprit. Dăm înainte, mai avem un pic. Gata, băieți, am ajuns. Nu ne avântăm încolo spre plajă pentru că o să fie aglomerat, că e sâmbătă. Rămânem aici pe locul nostru. Aici e locul. Coborăm aici. Atenție! Aici e locul. Aici e Dunăre. Așa. Mizeria aferentă, da? Și avem aici geanta cu bunătăți, lansete, căcane, nad. Bun, începem cu nada. Avem aici niște porumb. Mucegăiți, râme, vierbi și nadă rămasă de data trecută. Cine nu știe din ce e compusă, se uită pe canal la videoclipul de data trecută. Am mai cumpărat oricum, mai avem nadă Dunăre Delta și cașcau al parmezan asta. Poate mai bag niște parmezan așa, nadă și monturile le avem aici de rândul trecut, de când am venit cu Rareș. Nu o să dureze mult, îi mai dăm un pic de apă, ea e încă umedă, da, mai trebuie puțin apă. Da, fac lansetele și așteptăm. Gata, băieți, avem 3 bețe la apă. Aici vierme, coșurile de 80 de grame, pescuim mai în mal. Aici la mijloc avem o montură mai țapănă, pescuim cu 140 mai în curent, două râme mari și dob de vierme. Și mai avem una acolo, tot la vierme, cu șelez de 120 mai. Pescuim ca și distanța între asta din mijloc și asta prima din mal. Încercăm toate distanțele. Să vedem dacă odată cu ivirea zorilor apar și primele capturi. Asta e nada. Baga vierme. I-a mai dat o mână de un pic de apă. Și a lăusare în prostie. Deja începe să joace peștele, dar la șalău e prohibiție.
Nu se poate pescui. A venit și prima trăsătură la cea mai îndepărtată lansetă acolo, dar nu am ajuns prea târziu la ea. Să vedem, sper să mai vină și alte trăsături. Ușor, ușor se luminează. Trebuie să apară și sorinele de acolo. Avem trăsăturile. A venit primul prieten, ia uitați ce murunaș frumos. Are aproape de jumătate de kil. Ia uitați ce frumos e. Viermi. Am un domn aici în stânga mea. A fost foarte drăguț și m-a servit cu o cafeluță în dimineață. Foarte drăguț din partea dânsului, oamenii în vârstă mult mai respectoși și mult mai sociabili decât noi tinerii. O parte din ei, mare parte din ei. Băieții ies cu barca. Ne vedem. Așteptăm. Sorinele pe cer. Din păcate, nu am mai avut nicio trăsătură de la morunașul ăla de atunci. Cuiese pentru prima dată și soarele dintre nori. Poate îl pune un pic în mișcare. Să vedem. Am pus un cârlig mai mic și la asta am pus tot viermi, pe asta din mijloc. Să vedem dacă mănâncă mai în larg la finețe. Napoleon Bonaparte. Mai venit o bătcuță din asta. Pi mai mare ca palma. 9 fără un sfert, peștele nu cooperează. Doi pești de când am venit, un morunaș. Ce-i drept frumos, dar plăticuța sau batcă ce e ochioasa, palmașă și cam atât. Să vedem. Momentan ne uităm la vapoare. Că un micuț după mult timp de așteptare. 11 și 20 de minute e moartă treaba. Moartă, moartă, nimeni nu prinde nimic. Stau bine cu trei pești, vecinul din stânga nimic, vecinul din dreapta un pește și ceilalți vecini din dreapta doi băieți nimic. Nu știu ce, de ce nu se hrănește, o fi intrat la bătaie, habar n-am. În afară de câțiva guvizi, nu m-a mai ciugulit nimic. Mai stăm jumătate de oră și o întindem spre casă. E soare, e cald, e frumos, apa arată super. Dar peștele, cel puțin aici pe apa adâncă, nu... Probabil pe apă mai mică s-a hrănit. Unde, la plajă acolo sau în altă parte.
Da, la plajă e aglomerație mare și n-am vrut să ajung acolo, poate mâine. Să vedem. Prima am renunță a sezonului. Ia uitați ce superbitate mică, o să o eliberăm, bineînțeles. Ia uitați ce frumusețe. Să vină străbunica sa. A venit și peștele pe care l-aș de dimineață, din păcate am zis să l-am pierdut, un pește frumos, probabil omreană, destul de măricică. Am zis să schimb pe una dintre lansete cu un cârlig de finețe și am pus un vorvac de 0,12 cu un cârlig 16 foarte mic. Și fix pe aia a intrat și din păcate mi-a rupt. Am simțit-o, a intrat și în prag. Din păcate 0,12 n-a rezistat. Ne-am mutat un pic în stânga încolo. E mai domoală apa acolo. Am mutat încă o lansetă aici, că a plecat domnul în stânga. Mai stăm jumătate de oră aici, pe locul ăsta, în stânga și de acolo mi-a venit și trăsătura. De fapt, ăla era locul unde vreau să-l pescuiesc, dar a venit domnul pescar de aici, în stânga, și am zis să-i fac loc, așa că l-am dat în curent aici. Asta e. Asta e gunoi. Da? Gunoiul, sticle, 10 de sticle. Da? Pescarii care ați fost la Costinul de la Cruce, de acolo, de la ieșirea după canal, un pic mai în față spre plajă. Poate data viitoare vă luați și sticlele, că am adunat vreo 25 de sticle după voi. Dacă ați venit cu ele pline la pește, cred că le puteți lua și goale înapoi. Da? Și mai mult ca sigur au fost localnici, că localnicii spun că venim noi din oraș, din București, de nu știu unde, și că face mizerie. Dar vă zic eu că voi localnicii de pe aici nu mai lăsați mizeria pe mal. Că pe urmă vă supărați când se taie, vine copilul la bălăceală și vă supărați că s-a tăiat la picior, în sticlă, în ciob. Nu vă place când găsiți mizerie. Lăsați iarba verde așa cum ați găsit-o, lăsați curat. Pe toate canalele de YouTube să face propaganda asta cu malurile Dunării curate, cu nu mai lăsați gunoaie. Cred că unii fac intenționat, zici că cred că așa fac și lei, așa face și la voi acasă. Stați cu mizeria la nas. Eu nu vă, chiar nu vă înțeleg. Îți place să vii, că e iarbă verde la pescuit, să te relaxezi, să bei un șpriț, să faci un grătar. De azi mă nene cu noi acasă. Nu-l mai lăsa pe mal. Tot adunăm noi ăștia pescarii care avem ceva țiglă, avem ceva minte. Tot adunăm saci de gunoaie, saci de gunoaie. Ia uitați să vă arăt. Deci pentru băieții care au lăsat sticlele de bere 300 de metri. La Gostinu, la ieșirea după canalul de la stația de pompare, de la Crucea un pic în stânga, spre plajă. Păi băieți, păi v-au pus pubele, mâncava și gura voastră, ia uite-le. 200 de metri trebuia să mergeți, să, când plecați de la pescuit, să le aruncați la pubelă. Ce bătaie de joc, vă place să fie frumos, dar lăsați jale în urma voastră, pe toate colțurile, pe unde există apă, pe unde există verdeață, imposibil să nu găsești gunoaie.